vă rog să aprobăm procesul verbal la ședințe din 19 aprilie 2021 și să scriem ceva amendamente dacă aveți. Ați văzut pe mail procesul verbal. Dacă aveți amendamente, să le notăm. Dacă nu, să pun la vot procesul verbal la ședințe din 19 aprilie 2021. Ce este pentru? Se abține putin. Bună ziua! Ordinea de zi a prezentei ședinței. Analizarea, avizarea efectuare de amendamente pentru proiectul de hotărâre propuse spre dezbatere în ședința Consiliului Local din 12 mai 2021. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii actului adițional la contractul de concesiune numărul 52 din 3-5-2011 între Comuna Său în calitate de concedent și Asociația Crescătorilor de Animale Valea Săului în calitate de concesionar, inițiator primar Emilian Budar. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate la obiectivul amenajare loc de joacă în sat Straja, Comuna Său, județul Bacău, inițiator primar Emilian Budar. Proiectul numărul 3, că le tragem de pe, deoarece am înțeles că nu au fost la toate mapele, nu s-a reușit definitivarea documentației, le tragem de pe ordine de zi. Proiect numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii în administrarea imobilului teren de sport situat în comuna Său, sata Său, în incinta școlii gimnaziale a Său, inițiator primar Emilian Budacă. 5. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 80, din 17-12-2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2021, inițiator primar Emilian Budacă. 6. Probleme diverse. Și la modificarea ordinei de zi, avem proiect de hotărâre 1, proiect de hotărâre privind închirierea pășunilor prin atribuire directă aflată în proprietatea privată a Comunei Său, județul Bacău, rămase disponibile, respectiv suprafața de 423,87 hectare, inițiator primar Emilian Budacă. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe trimestrul 1 al anului 2021, inițiator primar Emilian Budacă. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor bănești aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare, inițiator Emilian Budacă. Și probleme diverse. Supunem la votul de zi. Cine este pentru? Împotrivă, se abține. Primul proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii actului adițional la contractul de concesiune numărul 52 din 03-05-2011 între Comuna Său în calitate de concedent și Asociația Crescătorilor de Animale Valea Său în calitate de concesionar. Inițiator primar Emilian Budacă. După cum știți, aici am avut o mare problemă cu Asociația Crescătorilor de Animale pe care am reușit să o soluționăm. Avem comisiuni că v-au ajutat crescătorii de animale cu o cantitate de cereale, mi-a spus cantitatea asta, poate să fie, da, da, în funcție de bani primiți. Am avut vreo două runde de ședință, așa, una cu scântei, una mai puțin scântei. Sper că a fost de bun agur ședințele noastre și am căzut la înțelegere în continuare să prelungim contractul de concesiune, cred că ați văzut în proiect și să le dăm și restul de teren, restul de izlas, să le dăm printr-un act adițional de închiriere. O să le vedeți mai la urmă, la modificarea de zi și pe ăla. Dacă sunt probleme, dacă sunt discuții... Comisiile le-a prezentat, comisiile toate trei au avut de favorabil. Doamne, cu el, dacă... O singură problemă. Acest act adițional l-am aprobat ședința trecută, dacă mi-am amintesc bine. Da. Amintim și... Cred că ar fi trebuit ca înainte de a
trece la aprobarea actului adițional în ședința trecută, să fie întocmit acest act adițional și să fie discutat cu domnul doctor. Pentru că iată că ne-am trezit acum că trebuie să aprobăm actul adițional stabilit în ședința trecută, să venim, pentru că ați văzut, domnul avocat al domnului doctor a venit cu sute de mii de obiecții vis-a-vis de actul adițional. Un singur lucru nu l-am înțeles și să mă ierte Dumnezeu, chiar nu am găsit nicăieri. Am vrut să caut și eu temeiul legal în care domnul avocat spune, de exemplu, faptul că nu avem noi dreptul să nu pășuneze animalele pe terenurile proprietate publică și privată a comunei, a său, altele decât cele concesionate, și să nu pătrundă pe terenurile aparținând persoanelor fizice sau juridice. Și domnul avocat taie sub sancțiunea rezilierii contractului de concesiune. În ce teme legal taie dumnealui acest aspect? Eu n-am găsit nicăieri, că nu ai voie să pui asemenea clauză. Sau să comunice primăriei comunei vânzarea animalelor sau a unora dintre ele în termen de cel mult 5 zile de la data vânzării. Nu-i, da. Domnul avocat? Da, să vă răspund? Aici, eu mă așteptam să-mi răspundă domnul avocat ca să când face... Noi am avut o discuție cu domnul Stanciu înainte să aprobăm acel act adițional. Și a fost de acord. Dumnealui a fost de acord, în schimb, cum a spus și dumneavoastră, avocatul dumnealui a venit cu anumite modificări. De ce nu putem rezilia contractul atunci când o vacă, spre exemplu, o găsim pe stradă sau pe paște, pe un teren proprietate privată, ni s-a părut și nouă o măsură prea exagerată. Adică nu poți să reziliezi contractul pentru că o vaie paște... Stați-mi, la vânzare. Nu, primul lucru pe care l-ați precizat. Ah, da. Vânzarea. Nu este. Vă spun sigur că nu există este doleanța domnului avocat. Foarte multe doleanțe. De exemplu, vin de la aia, două vași, trei vași, sau pentru ce să rețineați mie contractul, că eu chiar n-am știință de chestia asta. Dacă aș da, eu, din bună voie, să pască terenul, da, atunci puteți să mă luați, dar așa nu... Iar termenul de 5 zile, să anunțe termenul de 5 zile de la vânzarea animalului, și aici este era un articol prea exagerat, pentru că Popescu Ion, dacă își vinde vaca și nu anunță asociația în termen de o lună, pentru că așa se practică în comună, să fim serioși. Ionescu taie vaca și își aduce aminte să anunțe asociația după 3 luni sau când merge la vaccinare în teren. Deci noi nu putem impota asociații să ne jucă de 5 zile. Dar de ce nu stabile un alt termen? Pentru că el nu îmi spune că nu am voie să stabile termen. El îmi spune că Cel mult 5 zile de la data vânzării este exagerat de mult. Noi am menținut obligații și am spus în termen rezonabil. Că a zis că de anunțat va anunța acolo. Cumva trebuie să anunți în registrul agricol, nu mai există acea vacă sau acea oaie. Deci clar că trebuie anunțat. Și am spus în termen rezonabil ca să fim pe... Nu, se evita toate discuțiile astea erau evitate. Dacă actul adițional inițial pe care l-am stabilit în ședința trecută se discuta în prealabil cu domnul doctor și își punea parafapilul și spunea să rămână asta este și îl accept ca atare, era ok și nu mai avea nicio treabă să mai intervenim acum cu toți avocații care îi aduce dumnealui. Da, mă rog. În esență, este, actul adițional este necesar și mișcarea este foarte bună, părerea mea, în esență. Dar am spus că ne-am cam învârtit într-un cerc, așa, două luni degeaba. Da. Atât. Dacă mai are cineva de adăugat? Supunem la vot. Cine este pentru? Următorul proiect de ordine de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate la obiectivul amenajare loc de joacă în satul Straja, Comuna Său, Județul Bacău, inițiator primar Emilian Budan. Discuții. Dați-mi voie să încep tot eu. Da. Comisia a avut nenumărate solicitări din partea tinerilor din comună.
Deoarece ei merg să joace fotbal la Nofteana, da? Nu, amenajare nu joacă, domnule. Se joacă la amenajare, tinerii nu se joacă. Se joacă altfel. Bine, și cu asta pot să rămâne început tot așa. Deci solicitări din partea părinților că nu au unes după copii. Am reușit la partea și chiar și-o atins obiectivul acolo. Am văzut oameni din centru său, de la Petrosu, chiar și soția domnului consilier Țuțu. Într-o seară am văzut-o cu nepoțelul, cred că la locul de joacă acolo, care până la început zicea că nu o să fie copii, nu o să aibă. Și uite că nu, nu dumneavoastră zicea, scuze. Deci o parte din consilieri, din consiliul vechi, că nu o să atingă obiectivul. Uite că s-o atins obiectivul și chiar frumos și chiar ne bucurăm. Am vrea și la satul Strada, când o să identificăm și în centru etapizat, poate la AMU, poate, o să facem și în centrul său, dar deocamdată la satul Strada am găsit terenul, la VM, l-am identificat și am vrea să amenajăm o vijoacă. Aici avem studiul oportunitate. Acolo, la partea mea trebuie de tursa de obiectiv, încerci satul Lăbă, într-una, altă... Fii stintor, da, avem o mare problemă, nu am vrut să supravegheze poliția locală, dar... Sperăm de acum încolo să monitorizeze mai bine. Dacă sunt discuții, aveți, domnul Pui? Îmi pare rău că ați băgat acel proiect, pentru că din ce am înțeles în discuții cu domnul Vici, am discutat la comisie, acest teren pe care l-am identificat prima dată e o fâșie îngustă totuși. Bun. Mi-ar trebui și partea cealaltă de teren cu... Dar sunt două bucăți. Păi tocmai... Era de închiriere cu domnul Purcar. Da, da, da. Acolo va fi o problemă de instanță. Deci ea trebuie rezolvată în instanță. De asta ne-a fost și doamne cartor. Trebuie rezolvată în instanță și după aceea făcută. Eu am înțeles că ăsta e studiul de oportunitate. Da. Eu am dat. Da. Domnul Nica? Domnul primar, să nu vă promis. Aștept să vă dați la telefonul ăsta. Să nu vorbești de un semn. Dar v-ați portat mai? Portat și dumneavoastră, dar și doamna primară. Da. Cum spuneam, doamna primar, sincer, e un lucru foarte bun faptul că vă gândiți să mai faceți locuri de joacă pentru copii. Sunt de acord să facem în fiecare sat. Nu e nicio problemă. Câte două, trei să facem. Nu e vorba de asta. Limita fondurilor disponibile, corect. Problema este că trebuie și să avem grijă să le asigurăm cumva terenul de la partea de joacă, cum spunea și domnul Țuțu, acolo trebuie reamenajat, dar e și pericol cu acea clădire veche acolo, să mai cadă un acoperiș, o țină ceva în copii. Știu că odată era o plasă de susținere, nu? Am dreptate? Era o plasă de susținere care asigura. Da, este pe aderenul mecanic, mai este și acum, din păcate, din bolovul. Da. Bun, până acolo. Ceea ce nu voi putea fi de acord, sumele necesare pentru astfel de terenuri de joacă. Din ce știu, 80.000 de lei cred că era un buget cuprins pentru acest teren, nu de la Straja. Sper că nu știu. Pentru început? Pentru început. Ok. 80.000 de lei, cam 16.000 de euro. Doar pentru început. Deci, probabil va trece din 20.000 de euro să coste atât de mult un teren de joacă. Nu credeți. De asta mă întreb, nu că nu sunt de acord. Deci, nu că nu sunt de acord. Dar la fiecare cheltuială care vom face pentru acest lucru de joacă, personal o să vă invit. Corect. Personal o să vă invit să vedeți exact costul. Pentru împrejmuire cu gard, pentru fundații, pentru tot, pentru ce o să fie, personalul să fie. Și dacă ceva nu o să fie, eu vă rog să întrebăm. Când discutăm de prețul, are dreptul o variantă ca să putem compara. Exact. Adică e ușor să spui mereu 16.000 de euro sau 80.000 de lei. 80.000 de lei, mică, iau un calcul la Dedeman. Că noi avem contract cu Dedeman. Merge Dedeman, vezi cât costă plasa, cât costă stâlpul de gard, vezi cât costă o bancă, tot mobilierul de joacă. Ai o părere de preț, ai făcut un calcul, o ofertă care să zică, domne, uite, eu vă arăt că se poate face cu 10.000 de lei. Am înțeles. Nu sunt specialist în... Păi nu, dacă nu sunt specialist în ce calitate... 80.000 de lei, știți de ce nu vedeți? Vă dau un exemplu. Vedeți ce s-a făcut la Bardea? Numai să vedeți. Era consilier local la timpul ăla. Așa. Și tot ce vedeți la Bardea,
S-a făcut, deci aproape nimic, că ați văzut. Dați deoparte gardul, că a fost făcut din bani, din alți bani, cu oamenii primării. Deci tot mobilierul de ăla, de acolo, la momentul ăla, a costat la 80.000. 80.000 de lei. Și vi se pare că e așa, wow, ăla de la gardă. Bă, a dus două scrâncene, are două topogane, trei băncuți și niște coșuri. Domnul Consiliu, am trimis pe doamna administrație. Dacă pe el vor fi acoperitii, cum spuneți dumneavoastră, dacă vor fi acoperitii în realitate cu aceste costuri, materiale foarte bine, ok. Dar puțin, domn Cătălin, puțin. E personal, se pare o sumă mare, mare, mai ales că spuneți... Comparativ cu ce? Comparativ cu ce? Comparativ cu alte țări în care... Care? Dați-mi comparat, dați-mi un simplu exemplu, uitați, ăsta e exemplu. N-ați vrea să vă luați anumirile, rău? Sau am mai avut discuții pe baia de la Chiau la Plutiniș, că nu știu cât o costa. Vreau să mă întreb așa. Pentru un prieten, nu? Sau vorbă urăță, spus într-o ședință. Oh, oh, ați făcut o baie, să vedeți cam cât costă o baie, și o luați așa de la zero, să... Da, da, sigur, dar nu așa cam cât costă, a? Nu așa ceva, 80.000 de lei. Nu, dar m-am zis, întreb așa, dacă ați construit în viață și știți... Da, eu mă întreb așa, ca să nu lungim discuția acum, mă întreb... Ce-ar putea avea atât de mult de obiectiv? Uite acum o să vadă cofierte. Să vadă cofierte cât costă un scrânge din ăla, măcar? Și un tobogan? La partea ce? Cu care nu la partea a fost alocat 1,5 miliarde la bani la timpul ăla și s-a cheltuit doar 80.000. Da? Deci vă spun, gardul nu a intrat acolo. Deci gardul nu a intrat în suma asta. Doar atât, la mie, da? Păi să vedeți ofertele care le-am găsit. Mergeți în Dedeman, că nu trebuie să mergeți prea departe. Dedeman are prețul de la care v-am cumpărat toată lumea. Să nu credeți că noi mergem la vreo fabrică undeva. Știți ce m-am întrebat cu noi, domnule Maia? Păi da, domnule, vreau să lansați o idee ca lumea să înțeleagă că e, doamne, foarte wow, fără a prezenta și varianta dumneavoastră. Una care să mi spuneți, uite, cu 10.000 puteți cumpăra aia, și ați făcut un spațiu de joacă. Vedeți, eu am întrebat, nu este prea mult obiectiv, mi-a spus că nu e, că va fi suplimentat. Eu m-am întrebat unui cetățen, îmi spun sincer ce m-am întrebat unui cetățen, îmi spun că e rău să facem locuri de joacă. Facem foarte bine. Domnule, zic că în... Stai, ai zis că nu vei fi de acord cu suma asta. Da, dar nu că voi fi de acord. Deci spune, doamne, am găsit pe cineva. Doamne, dar oferte, nu pune eu, oferte, nu sunt depuse în zi, cap, în zi, în zi, în zi, în zi, în zi, în așa, dar ce? Dacă trebuie să luăm o societate, să facem cu o firmă, să vedem să se dublează. Păi, eu ce zic, ofertele acestea sunt scoase în zi, cu siguranță, nu, ofeți că... Ce să se scoată pe zi, dacă vrem cu oamenii noștri, încercăm să vă lămurim, vă lucrăm cu oamenii noștri, vorbim cu camioneta noastră la Dedeman să cumpărăm mobilierul, pentru că firma care a făcut la partea nu a făcut altceva decât să ducă la Dedeman, a cumpărat o strânge cu 50 de milioane, i-a mai pus 40 la preț și l-a dus nouă. O cumpărat mai verde cu un preț de o dată nouă cu altul și noi încercăm să eliminăm chestia asta, să facem cu oamenii noștri acel spațiu la strajă, să evităm... Cu oamenii tot priceptoare cu asta așa de cum, nu? Vă mai pun o întrebare. Știți că cu ce să răspund? Știți cât costă banii? Ce să ne costă atât de spun? Auziți? Dacă vreau firmă, păi înseamnă că... Domnule Cătălin, știți cât costă o bancă de asta de care am început să montăm din comune? Poate nu o cumpăra pe acum. Anume? O bancă din viață de rodină de care... Am văzut că a spus, bă. Nu, dar știți cât costă? Cu cât s-o cumpăra pe acum? 4.000 de bani. Știți cât ne costa pe noi muncitorii noștri? Nu ne costa nici 50 de lei. O bancă din aia. Materialul de la și că am cumpărat și de la un agent economic. Am geluit-o noi cum am putut, cu fabricul la meu, foarte bine. Și ne-am făcut și ne costă 50 de lei. Deci cât e economia cu da 50 de lei până la 400 de lei, asta e economia. Deci, doamne, de jocul de joacă făcut de mai se înțeleg, dar să ne la... Nu, dar, exact cum zicea consiliu, lăsați impresia că, băi, ăștia s-au făcut să o facă. Dar, doamne, impresia, doamne, i-am intrat în interpretare. Eu am întrebat, doamne, zic 80.000 de lei, acum nu trebuie, spuneți că facem cu firma noastră, cu oamenii noștri. Absolut. Bine, da, asta vrem. Asta vrem. Da. Și Toni costă 80.000 de lei. Da, e bine, nu-i spun. Și la partea continuare, ce să vă mai retușa? Că ai văzut coruptul de acolo, pentru că așa s-au lucrat până acum și nimeni n-a răspuns de nimic. Și încercăm să refacem și să punem din tine. Sau ce vom face? Gata. Să găsim soluții pentru înlăturarea acelor clădiri, să ne cumpărăm. Asigurați-vă, care reprezintă un pericol. Știm. Și prin intermediul ședințelor, să uite și acolo. Uitați, doamna secretară, o să ne ajute și la luna viitoare, probabil o să reușim să avem la formularea de ședință, să avem pe ordinea de zi, să luăm o decizie cu acele clădiri. Foarte bine. Totodată din intermediul ședințelor Consiliului Local, văd toți cetățenii aproape din comunul ședințele astea. Rugăm să-și educe copiii. Toți copiii noștri fac chestiile astea din comună.
o rup băncile de acolo, o rup căluțe. Nu cred că sunt neapărat copii, mai sunt și adulți care mai sunt acolo, probabil mai grav. Copii mai mari. Nu au venit extraterestri să tragă. Copii, copiii noștri au venit la venit. Toți copiii noștri. Trebuie să fie copii. Nu trebuie să am cărna pe copii, eu am trebuit mai mergi și am vrut și mai ies. Fără supărare, aș vrea să spun și eu două lucruri și cu asta să încheiem discuții colaterale, că nu fac bine cerințe. În primul rând, dacă cineva caută lămuriri vis-a-vis de costurile per aceste ansambluri care se construiesc locuri de joacă pentru copii, e cel mai aproape și mai la îndemână în mijloc, telefonul, luați, dați Google Search și vedeți că doar un arc dintre ăla cu căluți pe el costă 2000 de lei. Uitați-vă, internetul Sfânt din Tine la dispoziție. Așa, un ansamblu mai mare de joacă pentru copii. Am căutat pe o că de mult, știți că mă pasionează această idee la care mă susținea și domnul Paizvanti. Un loc de joacă, așa, cu numai ansamblurile, costă peste 20.000 de lei. Deci numai piese. Peste 20.000, undeva la 30.000, 30 ceva de mii de lei, numai componentele. În afară de ceea ce spunea domnul primar, cu împrejmuirile, cu amenajările, fiindcă toate astea trebuie să aibă un certificat de garanții, dar când se întâmplă ceva, dăm cu subsemnat. Dar bineînțeles. Așa. Și atunci e firesc că toate costă. Dacă noi facem cu oamenii noștri, atunci mai scătim din cheltuie. Cumpăratul, tot ce înseamnă cumpărare, înseamnă... Foarte bine, zic eu, aproape dublu. Costă dublu. Deci nu mai m-am spus. Dacă un arc dintre ăla, un simplu arc care poți să vezi la o mașină și ai pus pe el o placă de OSP dintre asta, decupată, și ai făcut din ea un căluț dintre ăla, e 2000 de lei. Uitați-vă la prețul. Prețul l-am făcut eu. Da. Și are o cioată de ciment și e prins în cioata aia de ciment. Ia, domnule, haideți să citiți cu... Să vadă aici, în fața cameră. Uite aici, doar un topogan și un sprinciu. Da. Am făcut aici, să vadă. Doar ăsta de aici, un topogan din ăsta. Ce e aici? Un topogan și un urcat cu o scară, cu stichet. Așa? 25.475. Cred că important să înțeleagă de ce alegeți să cumpărăm din magazin făcut de echipă profesională. Pentru că acela pe factura care ți-o dă răspunde. E un certificat de garanție. Dar ele sunt omologate, noi nu putem da certificat de garanție la ele. Că dacă s-ar apucat să domnul nostru, o să fim la face și a scutit 25.000. Uite aici, o bicicletă din asta cu pedalii. Nu pentru fitness. Așa, așa, așa. Lasă, că nu. Cred că eu ar trebui să fie tot 10.296. Tot ce da. Și părind, da? Dacă că e desfinit, da, da. Dacă nu mai sunt discuții, probabil. Da, mai ai ceva. Nu am avea mai răbărit. Cred că vă mulțumesc mult. Nu aș vrea să vedem clopul de joacă de la stadă și multe alte lucruri de joacă. Dacă nu mai sunt discuții, haideți să supunem la vot proiectul de lege. Cine este pentru? E tot o fiat de lege. Așa. Deci, la proiectul numărul 4, pe ordine de zi, 3 s-a răspuns. Proiectul de hotărâre privind aprobarea preluării în administrare a imobilului teren scurs situat în comuna Său, sata Său, în Incin. Nu l-a retras? Nu, asta celălalt. Trei l-am retras. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în administrare a imobilului teren scurs situat în comuna Său, sata Său, în incinta școlii gimnaziale a Său, inițiator primar Emilian Budar. Comisiile administrației 2 împotrivă, 3 pentru. Comisia pentru program de dezvoltare 1 împotrivă, 2 abțineri, 2 pentru. Și Comisia pentru învățământ 2 abțineri, 3 pentru. Domnul primar. Fără alte amendamente. Da, am început să mă duc la dușe, am amestecat. Avem foarte multe solicitări la tinerii care vor să facă sport în comună. Să-i dăm terenul ăsta, să joace, îi dăm voie, terenul ăsta joace fotbal.
Se duc la Moinești, se duc la Dofteana, se duc la... Păi, ce că nu putem, avându-le în comuna noi, de ce să plătim în altă parte? De ce să nu facem mișcare și sport aici? Cu toate că am fost atât de privilegiat în ultimul timp de a face mișcare și sport și pe toate... Și am încercat să facem un proiect de hotărâre, să luăm înapoi de la școală, că doamna directoră a zis că nu-și asumă, dacă e, luați-l. Oricum noi l-am făcut, Consiliul Local l-a făcut, oricum noi, dacă e și în viitor, tot noi trebuie să-l reparăm, să-l remediem, dacă mai bine facem și un ban, totodată, că nu merge nimic, nu-i gratis pe lumea asta, și dăm voie și la tineri să facă mișcare, sport. Am înțeles că sunt probleme, sunt discuții, nu știu. Da. Da. Eu n-am văzut raportul de specialitate tot la dosar și nu l-am văzut nici postat pe site-ul primăriei, așa încât când am văzut acest proiect de hotărâre, primul lucru pe care mi l-am pus a fost acela, dacă în 2018 eu am votat și am ridicat mâna ca acest teren să-l dăm în administrarea școlii, cum aș putea să fiu acum de acord să-l preia primăria înapoi și să nu rămână la școală? Mai ales că obiectivul principal a fost să asigurăm o bază sportivă pentru elevii școlii. Mă întreb, în comună mai avem un teren de sport? Pe ăla îl neglijăm în totalitate, deși s-au investit în mandatul trecut vreo 23.000 de euro, dacă mi-am amintesc eu. Și atunci mi-am propus să încerc să fac un regulament și taxe de utilizare a terenurilor de sport aflate în proprietatea sau administrarea comunei sau. Mi s-a adus după ședința de comisie acest raport de specialitate și văd că dumneavoastră intenționați ca acest regulament să-l faceți după ce aprobăm noi modificarea taxelor speciale din taxele și impozite aprobate în decembrie anul trecut și după ce acest teren îl va prelua primăria. Cred că e o greșeală flagrantă, pentru că regulamentul este de utilizare și taxele de utilizare a acestor terenuri trebuie stabilite cumulativ cu o serie de condiții care trebuie să îndeplinite de cei care închiriază acest teren. Pentru că dacă ne mulțumim doar să adunăm un 200 de lei la bugetul local pentru o oră jumătate, cred că este... Suma mi se pare chiar foarte mare, pentru că eu uitându-mă, de exemplu, există un teren sintetic la ieșirea din Bacău spre Onești, unde întâmplător am fost de câteva ori și eu, care pune la dispoziție toate facilitățile, în sensul în care are dușuri, are sală de vestiare de schimbat, acoperiș. E sală de sport. Nu e sală de sport, e acoperită și este teren sintetic iluminat, care se poate folosi și seara. Deci are acoperiș, dar nu are pereți lateral, domnul. E acoperiș. Totuna, nu e sală de sport, nu e sală, e teren. E teren sintetic, nu e sală. Sală înseamnă să aibă și pereți lateral. Nu vorbim de sală, deci nu. E teren. Și stați să vă spun un lucru, să-mi termin ce am de spus. Se închiriază cu 200 de lei, tot la fel, pentru o oră, 200 de lei. Dar v-am spus ce condiții sunt asigurate acolo. Plus de asta, am văzut afișat la intrarea în teren un regulament de utilizare. Dacă noi nu stabilim acest regulament, riscăm să ne bucurăm pentru 200 de lei pentru o oră de, și jumătate de închiriere și să ne trezim cu minuni. Mai ales că... Dacă permiteți că... Lăsați-mă să termin. E important aici, puteți merge în continuare. Dar... chiar ok spus, vă bucurați la 200 de lei. Noi, practic, suma asta, cum ați spus dumneavoastră, nu e foarte mare. Doar ne-am gândit la ea, doar pentru a putea locui razonul. Retractez. Da, deci nu se duc la bugetul local neapărat ca să ne bucurăm noi. Retractez. Nu vă bucurați pentru cei 200 de lei. Da, noi vrem ca să putem întreține, pentru că școala nu poate. În schimb, v-ați spus problema ce se poate întâmpla pe un teren de sport? Vreodată? Atâta timp când ai niște clauze
că nu e un contract, practic, contractual, dar îl închiriez totuși. Da, și omul îi trebuie să-i pui în față un regulament pe care trebuie să-l respecte. Domnilor, ascultați-mă ce vă spun eu. Asta vă ascultam și vă spun, face regulamentul după. Când îl faceți, domnul primar? Noi aprobăm astăzi 200 de lei taxa și de mâine începe. Domnul primar, când am aprobat regulamentul de funcționare a Consiliului Local, în raport cu Constituirea și cu ce l-am făcut toate odată, dacă se respingea, de exemplu, o să facem regulamentul. Lăsați-mă să vă spun. Am înțeles că și la prins aduce amendamente, ci nu s-au bătut. Am adus eu amendamente. Dar nu-i vorba de preț, domnul primar, rezumați la două proiecte de hotărâre. Un proiect care vizează retransmiterea obiectivului către primărie și un al doilea proiect de modificare a taxelor și impozitelor. Eu nu sunt regulamentul, dar cum ați trebuit? L-am făcut eu, domnul primar, l-am făcut eu. Nu vă deranjați. L-am făcut foarte bine. Vai de capul meu, adică dumneavoastră ce considerați că eu mă deranjez? Este dreptul meu ca și consilier să vin cu regulamentul. Dar credeți că despre asta era vorba. Nu este vorba despre asta. Păi nu, că nu putea funcționa fără un regulament. Evident, vreau să văd dacă, în primul rând, dacă sunteți de acord. Nu o să fiu de acord, pentru că noi l-am dat în acest moment. Și atunci, dumneavoastră, ce v-ați făcut? Dar ce faceți regulamentul dacă nu sunteți de acord? Pentru că voi veni în ședința viitoare cu un proiect de hotărâre, inclusiv cu regulamentul de... Dar am zis că l-ați făcut acum. Eu n-am avut timp să-l fac, pentru că acest rap de firat de specialitate a fost băgat pe sunat astăzi, care, în care spune că după aprobarea prezentului proiect vom proceda la... Deci, prima dată în care se face regulamentul după aceea. Acest referat de specialitate a venit astăzi, eu nu l-am văzut pe site. Știți de ce, domnul Puiu, știți de ce am încercat să vorbim ăsta? Pentru că în fiecare sâmbătă, tinerii din comună tot insistă, domnule, ne-au scos afară de la școală, ne-au scos afară de la școală, când puteți, când puteți, când puteți. Și am zis, domnule, hai să încercăm să facem ceva. Dar eu stau să mă întreb, el nu a fost dat în administrare școlii? De ce să ne băgăm peste școală? A fost dat în administrare școlii. Da? Și atunci înseamnă că doar elevii școlii beneficiază de acel teren. Dacă treceți la primărie, o să-i insinuați, o să le cereți bani lumii. Nu, domnule, nu sunt acele bani. În afara orilor școlari, dar nu mai e fi. Pentru asta gândiți de asta. Da. Deci dacă trecem la vot și să vedem, că astea discuții... Domnul primar, dacă dumneavoastră minimalizați aceste lucruri, înseamnă că nu știți la ce vot. Dar noi minimalizăm deloc. De ce ziceți să minimalizăm? Deci eu personal, acum un an și jumătate, am fost acolo, venit să fiu meu și s-a dus să joace fotbal acolo, cu un grup de copii acolo, la școală. Și m-am dus de curiozitate și am văzut. Când au plecat ei, au venit un alt grup. Cu sticle de bere, am intrat în cinta școlii. Și aveți regulament care stipulează că n-ai voie să intri. Pentru că știți ce, școala nu a fost răzită. Domnule, vreți să mă ascultați în școala? Nu, că nici vreau să nu mă ascultați. Eu vă spun în felul următor. Nu o să aveți regulament, că nu o să vii la aprob. Dar ce? Dumneavoastră, bun, nu-l aprobați. Dacă treceți la aceste în administrarea primăriei, nu s-a aprobat. Am înțeles, să vă spun despre ce-i vorba. Ne-am dus din enumărate ori, tinerii sau ăștia mai trecuți de 16-17 ani și-au legat plasa, că era plasa ruptă, era plasa la porți în vieție, nu au camere de supraveghere. Domnule, de când elevi la școală și nimeni n-a intervenit. Știți de ce erau rupte? Domnul Puiu, știm. Pentru când s-a făcut excepția, cremele de prindere a plaselor au fost puse din 2 în 2 metri. Puteați să spuneți atunci dacă a fost așa. Profesorul de sport de la școală, că am avut în Consiliul Local. Da, da, e adevărat. Și dacă nu-l întreții, dacă nu-l problema, domnule, dacă nu-l întreții. Mandatul trecut, domnul primar, spunea că modificăm și... Au zis 4 ani, dacă dumneata nu intervii deloc. Spuneți ce am eu? Ce am eu? Așa și dumneavoastră. Da, noi putem să-l administrăm, să-l locuim, administrați. Avem un proiect din hotărâre, s-a discutat, mai aveți ceva de spus? Să trecem la vot. Mai aveți ceva de spus? Dar nu m-am amenințat, dar când tu... Probabil că așa l-a dat așa vot. Dacă... Nu m-am chipat și că v-aș vrea să-ți dă cuvântul și celor lați. Să lasă ca și primar hotărâri și hotărâri... Dar nu faceți și hotărâri și consiliul local. Dacă vreți să stabiliți, faceți un regulament și aici și spuneți 2 minute a ta discutat. 2 minute a discutat, să nu aveți voi mai mult. Domnul Bobeche, vă
castra mult cu pălăria sus. Nu mă ridic deloc, o să fac exact ce vreau dumneavoastră. Da. O să stabilim de la Consiliu. Nu o să stabiliți, că noi Consiliul stabilim, nu dumneavoastră. Nu m-ați auzit, o să stabilim la comună, așa am spus. Da. Vreau să mă ascultați. Nu o să stabiliți niciodată, că nu vom vota așa ceva niciodată. Păi atunci există o lipsă de respect față de ceilalți. Da, lucruri. Mai ales a dumneavoastră. Nu vreau să ne rezim, mai păi, la asta era. Domnul consilier, persoana Mariană, care cred că ar trebui să ne calmăm puțin, să suntem totuși în Consiliul Local și nu se calmă. Vă rog frumos, să ne păstrăm calm și să vorbim civilizat. Dar ce s-a întâmplat? Prea se agită lucrurile, se agită lucrurile și să vorbim civilizat. Am văzut cu tinerii din comună. Păi, spune părerea și ne-am dat și noi. Vrei să ne spune părerea civilizat? Așa este. Vă mulțumesc. Și eu vreau să vorbim civilizat. Fiind președintele Comisiei pentru Învățământ, Cultură și Sănătate, consider că ar fi fost corect, sau cel puțin moral, să fi fost sunat de către dumneavoastră, să mi se fi cerut o părere, domnule profesor, mai ales fiind și cadrul didactic, ce părere aveți dacă luăm un teren? Credeți-mă, nu cred că sunt multe persoane care să susțină sportul, cum îl susțin și eu și cum îl susțin și dumneavoastră, de admite. Ce părere aveți dacă luăm un teren de sport de la școală, din patrimoniul școlii, să-l trecem în domeniul public al primăriei comunei său. Eu am fost zilele trecute și am stat de vorbă cu conducerea școlii la său și am întrebat despre acest proiect ca să văd și părerea conducerii școlii. Mi s-ar fi părut corect de asemenea să fi fost și Consiliul de Administrație întrunit. Dom'le, vrem terenul să-l luăm noi, avem un regulament, îl aprobăm. Ce părere aveți? Foarte bine. La Dofteana, vă spun pe punctual, că domnul Marian Dăgăriu mi s-a spus să spun punctual. La Dofteana, domnule Marian Dăgăriu, terenul, sala de sport, de 1000 și ceva de metri pătrați. Nu vă dați vorbă, discuția este mă bucă. Da, da. Da, am stat de vorbă și... Am stat de vorbă? Păi da, și ce vreau, păi ce atunci ești? Păi bine, eu n-am știut că am stat de vorbă. Păi da, păi și a fost. Păi da, păi și a fost. Păi da, păi și a fost. Statul primar, ca să termin și după vă rog frumos. Da, doamna directoare hotărăște de mine, am convocat Consiliul de Administrație. Doamna directoare, asta m-a întrebat. Dar după l-am zis, dacă m-am adus? Da, m-ați întrebat, domnul primar. Nu s-a fost un până la final și după l-am zis, stăm din urmă. Domnul Bănci, doamna directoare trebuia să aducă discuții care am făcut însuși. Cum spunea și domnul consilier, colegul nostru, domnul Eugen Puiu, trebuie un regulament. Eu am întrebat și mai departe, trebuie un regulament aprobat. În momentul în care ai un regulament, se întâmplă ceva pe teren de sport, strică, cel care îl utilizează, consider că este corect să plătească. Greșesc, domnule consilier personal? Nu cred că greșesc. Da, să-l faci! În momentul în care va exista un regulament cu cel mai mare, plăcere, mergem, pentru că și eu am promis multor tineri, domnule, jucăm, avem nevoie de un teren de fotbal de bază sportivă. Ce mi se părea de asemenea corect?
ca bănuții încasați să meargă în bugetul școlii. Școala de la Dofteala, la dat primărie, eu vă spun, la dat primărie am întrebat. Pentru școală, școala îl scoate, are administratul de sigur al sălii de sport, școală și bănuții aia merg direct în bugetul școlii. Nu puteți, dacă l-a administrat școala, ar putea să-și ia banii în bugetul propriu. Da. Că spuneți mereu de ce vorbesc. Vorbiți pentru că m-am preocupat de chestia asta până acum. Așa nu se poate, dar ce problemă administrativă și prin primărie. Noi vrem să-i punem nocturnă dacă nu merge. Vrem să-i schimbăm plasa, vrem să-i schimbăm gazon, vrem să-i schimbăm porții. Pentru că a fost un eșec și școala n-a văzut la momentul ăla porții de 6 metri pentru un teren de 12 metri. Înțelegeți de asta, de asta intervin. Cum să se ducă banii în bugetul școlii când îl administrează primăria? Care-i logica după care vorbiți? Deci primăria l-a dat școlii, da? L-a dat școlii, cred, da? Nu l-am dat, da! Nu, l-a dat școlii în 2018. Noi l-am dat școlii și școala n-a făcut nimic. A spus că nu e interesată să-l închiriez, nu poate să... Terenul este al școlii, al Ministerului Educației Naționale, terenul, da? Pe care este condus. Nu, iată Ministerul Educației Naționale, terenul, pe care este condus. Dat în administrare, al nostru, înțelegeți? Înțelegeți, dumneavoastră, faceți o diferență între una și alta? Domnule, eu fac diferență. Că dacă era Ministerul Educației, noi trebuia să cerim avis la Ministerul Educației. Deci eu am fost... Terenul Consiliului Local, domnul Cătălă, ca să înțelegeți. Nu e așa știu, eu fost dat pe o condiție de timp să-l administrezi. Și doar o nu poate să-l administrezi. Ascultă-mă dacă primiști. Păi da, asta e bun. Și doar o spus că nu poți să-l administrezi și noi vrem să preluăm din nou să-l administrăm în continuare. Totodată să dăm voie tineretului să... Să-mi asa să care e problema? O să facem regulament după aprobarea proiectului, o să facem și un regulament. Nimeni nu-și permite, nu pot să dau un subțelat dacă se întâmplă ceva. Nu-mi convine. Da. Să facem regulament și tot. Cât îl de mărie de mai bate pe tine? Regulament, să avem un regulament. O să facem și regulament, să știm. Da, mă trecem la vot la propaz, da? Nu la propaz, nu! Asta e din punctul meu. În momentul în care nu există un regulament, dar o să fie... Nu-și dăvim un regulament. Domnul Cătălin, nu va putea funcționa fără regulament, înțelegi? Da, putea să fără regulament. După ce votez, dacă nu este cerea, după ce nu are regulament. Exact. Am înțeles. Bun. Asta e părerea mea. Da, un moment în care va fi regulament. Ok, am înțeles. Nu mai au fost atenție funcție de colegii mei, nu mai... Se închiriază, dacă nu, doar că va fi un plus pentru școală, că nu va avea de cheltuit niciun ban, care oricum nu făcea chestia asta. Primăria va întreține tot ce ține, de la supraveghere video, nocturnă, schimbare gazon sintetic, schimbare plasă, schimbare tot ce trebuie schimbat. Pentru primăria va face cheltuială. Nu mai poate vorbi de domnul nostru. Domnule, dar m-am implicat în proiectul ăsta și dumneavoastră nu înțelegeți nimic sau vă faceți că nu înțelegeți. Bă, eu înțeleg foarte bine. Dumneavoastră ce înțelegeți, de exemplu? Dacă s-o rugă să-l luăm duminică, duminică după masă, s-o rugă de acolo, s-o degradă terenul. Lumea avem energie să facă ora de sport. Cum ne facem? Ce se degradeze, domne? Ce anume se degradeze? Gazonul sau ce se întâmplă acolo? Poate nu face ceva. Nu știu din el, la ce se poate întâmpla? Avem camere supraveghere. O să mai punem încă două, trei camere supraveghere. Domnea, când vin copiii la școală, le arătăm camere supraveghere. Poftim copiii, jucați pe cameră.
Poate să vreți mai dreptate, domnul primar, când vă spune. Atunci hai să votăm, votați-l dumneavoastră, restingeți-l. Noi avem și noi ce arăta tinerilor ăștia din comună. Asta v-ați dorit dumneavoastră, de fapt. De venim atoare că țineți terenul ăla de mult. Dar e liber, puteți juca, puteți dansa cu el. Păi e liber, puteți juca, puteți dansa cu el. Păi e liber, puteți juca, puteți dansa cu el. Ăsta e pentru copii. Îi destinat copiilor, minunță de legi. O să sunem. Da. Ultima treabă. Puteți să respingi. Taxa... Nu, nu respingi cu răutate. Veți regândi taxa de 200 de lei sau... Nu, respingi cu răutate, cum nu s-ar putea face, da? Domnul Cătălini, taxele se stabilesc în regulament, nu... În regulament, nu... Vorbim de lucruri... A, eu vă spun că 100 de lei costă sala de sport întreiat pe ură. Dar când... O sală. E o sală. Sala de sport pe sală. Da, înainte de a trece la voturi, aș vrea să spun un singur lucru. Noi când ne-am depus voturile, ne-am depus jurământul, așa am funcționat după un regulament vechi. După aia, cam în fiecare ședință am avut ea adăugat câte ceva la regulamentul de organizare. Acum nu avem nimic. Așa. Și acum nu mai avem nimic. Ne-am trezit că ne potignim de un regulament care se poate întocmi ulterior. Într-o lună de zile se poate pune la punct și cu ajutorul nostru și cu celorlalți colegi, dar să-i dăm drumul la trebuie. Dacă ne potim de un singur regulament, asta este o chestie procedurală care... Da, avem interesul întreabă. Deci, care avem interesul întreabă. Asta e, avem interesul întreabă. Da, nu, întreabă. Deci, asta e o chestie care se poate trece. Exact, cum zicea domnul Marius. Să arătăm și noi la toți tinerii din comun, uitați, domnule, cam ce se vrea. Deci nu se vrea... Regulamentul... Vă prima, mai spun și le vedem. Pentru tinere, avem terenul ăsta destul de mare. Așa se spune. Domnul, așa se spune. Vă rog, dați camera către domnul... Tineretul copilului... Spuneți pentru tineret, spuneți-ne da pe noastră. Da, eu spun pentru tineret. E terenul ăsta destul de mare care se poate face sport pe el. Terenul ăla de la școală e destinat copiilor, elevilor. Punct. Asta e părerea mea. Atâta vă rog, camera cum o să voteze, sunt depresiți pe toți cei care sunt în copilul. Chiar vreau. Domnul primar folosește acest statut că să arate că cine nu vrea să luăm terenul din administrarea școlii, venirea terenului de sport, pentru joară. Să ridică mâna, acum am spus ce dorește dânsul. Nu înțelegeți și să vă aveați cumva că nu vrem noi pentru tineret. Tineretul ăsta vrea să vrea să luăm terenul. Par și cap. Deci, dacă nu mai sunt alte discuții, propun supunerea la vot a acestui proiect. Cine este pentru? 2, 4, 6, 8. Cine este împotriva? 4. Împotriva. Cine se abține? 3. 3. Trecem la următorul proiect pe ordinea de zi, proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre privind modificarea HL numărul 80 din 17-12-2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2021, inițiator primar Emilian Budac, propriu doamna. Comisia de administrație, 2 împotrivă, 3 pentru. La administrație s-a făcut amendamente. Domnul Eugen Puiu, același amendament, probabil care l-a susținut. Comisia de dezvoltare, 1, 2, 3. 3 voturi pentru, 2 abțineri. Este un amendament, protocolul Cosmin, propun ca taxa pentru închiriere pe ora terenului de sport să fie 50 de lei. Iar Comisia pentru Învățământ, 2 abțineri, 3 voturi, 2 abțineri, 3 voturi pentru. Domnul primar? Nu, două voturi. Da? Dacă din ceilalți consilieri doresc să spună ceva? Deci amendamentul cu 50 de lei, cum l-am citit, amendamentul cu 50 trebuie votat. Da, 50 de lei pe oră. Amendamentul 50 de lei pe oră. Aveți aici o obiecție, o completare la acest amendament? Supunem la vot amendamentul. Da, o întrebare. Da? De domnul Cătălin, dumneavoastră, propus amendamentul. Dacă va trece meciul, să spunem, de o oră, cum se va... Cum va fi? Deci 50 de lei pe oră, stau cu șapă oră și... Păi nu, 10 minute și... Păi nu, cam 2 ore, că telefonul ăsta știe, ai mai fost la fotbal. Și am zis că este 50 de lei, am propus 50 de lei pe oră, cu interes de lei, nu
ai nocturnă, nu ai vestiare, nu ai dușuri, cum spunea și domnul Cuiu, să fie mai puțin. Terenul e micuț, te duci doar 10 persoane, cam 5-6 maxim poți să joci. Și am zis că e bine 50 de lei, să nu fie, că este mult 200 de lei pentru o oră jumătate. M-am gândit eu la 50 de lei. Și cum, va fi cineva care va cronometra? Cine este pentru? Pentru partea asta nouă. Cine este împotrivă? 10. 3 împotrivă? Da. Cine se abține? 1. Am votat amendamentul. Pentru proiectul de hotărâre, cine este pentru? Același om, da? Cine este împotrivă? Cine se abține? Trecem la probleme diverse. La proiectul de hotărâre de la modificare ordinii de zi. Primul proiect de la modificare ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind închirierea pășunilor prin atribuire directă aflate în proprietatea privată a comunei Asău, județul Bacău, rămase disponibile, respectiv suprafața de 423,87 hectare, inițiator primarul Emilian Budac. Doamna comisie. Comisiile au avize favorabile, fără amendamente. Doamna primar. Ceilalți colegi, dacă vor să discutăm. Dacă nu are mai discut nimic, trecem la votare, da? Cine este pentru? Dar haideți să nu trecem la vot, pentru că nu s-a stabilit, văd că n-am văzut nici la comisie ceva la comisia de evaluare a solicitărilor. Articolul 7 a fost cu liniuță, liniuță, liniuță și acolo trebuia stabilit o comisie. Din aparatul probleme. Deci o comisie... Două persoane din aparatul de specialitate, este din pare, este din 5. Trei consilieri locali, să zic, să respectăm informațiile politice. Și o persoană, sunt consilieri locali, cu totul. Poți să facă propunerea? Da, cu trei locali. Pentru aparat. Tot ați făcut documentația, doamna administrator, tot. Pentru Consiliu, poate și propuneți. Pe domnul Claud Bobeică, propun din partea grupului Jara, și pe domnul viceprimar. Domnul viceprimar, trebuie să fie... Teoretic, dar nu l-ați inclus. Păi, dar el are un administrat? Trebuie să facă parte din comisie, propus, ca și consilier, nu l-ați dat. În partea administrației. Păi tu, din partea administrației, ești doi. Deci, ca și consilier, și consilier și viceprimar. Păi da, dar trebuie propus. Nu mai trebuie. Grupul PDL nu propune.
Mai luați un grup de administrație, dacă vă trebuie 5 minute. Nu, no, nu, no, eu zic că... Totuși este slază comunie și nu văd de ce atât dezinteres. Da. E vorba de o comisie din, pentru... Da, trebuie, trebuie, trebuie timp, trebuie mers. Aveți consilieri, aveți mai mult de 3 consilieri? Sunt 4 persoane de la dată. Domnul viceconsilier, domnul Claudiu, te-a pus și mai trebuie un consilier. Așteptăm și celelalte formațiuni politice să-și exprime... Propunem. Grupul PSD și-a exprimat deja propunerile. Celelalte formații. Dar ar fi bine ca și dumneavoastră, la fel să vă veniți cu propunerea la Consiliul Local, lăsați consilierii să propună. A fost chemat domnul primar în birul la dumneavoastră. Eu nu am propus pe nimeni. Consiliul Local e reprezentat de consilierii. Eu am propus pe nimeni. Nu știu, 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 nu făcând aparat de parte din aparat, eu sunt în cabinetul lui, doamna administrator public și mă cheamă la ședință, eu sunt obligat să vin la ședința Consiliului Local. Așa, stai în banca ta. Dar ce am votat? Am votat un proiect? Nu, dar răspuns în locul consilier. Nu răspuns, domnule, nu cum eu că sunt întrebat. Haideți să rezolvăm problema cu următorul membru, deci mai trebuie un membru. Uzi, dai cât vrei așa, mai trebuie așa ceva. Dă-i cât vrei. De la celelalte informații. Uite, că nu vă pas. Propuneți, dacă voi nu vrem. Și cine așteptai? Propuneți de la da, ce? Și ce? Așa nu, așa nu. Păi cum ați vrea? Eram simplit. Dar erai simplit. Dar erai simplit. Eu n-am făcut un lucru care să vezi că nu sunt potrivit. Eu nu fui la Antonio, că de la asta. Pe cine vreau să ai nu știu. Pe cine vreau să ai nu știu. Deci, Antonio, propune pe cine vreau să ai în partidul tău. Nu e băcos. Radu, mă strâng. Contrăm până și pe Radu și v-ați zis stați blocați de acum aici. Haideți. Pe Radu. A fost Radu, da, să vezi. Deci, trebuie să dăm înainte, nu ne votim. Supunem la vot proiectul cu Cornea de zi. Cine este pentru? Al doilea proiect de pe modificarea ordinii de zi, proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a execuției bugetare pentru semestrul, trimestrul întâi al anului 2021, inițiator primar Emilian Budacă. Comisia a avis favorabil. Ceilalți colegi consilieri, dacă doriți. Nu are nimeni de spus. Propun să trecem la vot. Cine este pentru? Al treilea proiect. Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor urbanești aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare, inițiator primar Emilian Budacă. Comisiile au avis favorabil toate trei. Colegii consilieri, dacă au ceva de spus. Nu, atunci propun să trecem la vot. Cine este pentru? La proiectul de hotărâri diverse. Trecem la probleme diverse. Vă rog să vă înscrieți. Gata. Deci, domnul Zumară, de ce v-ați întrebat? Am înțeles. Domnul Nicolin? Legat de ridicarea bunurilor, sunt o serie de cetățeni unde nu ajung mașinile de luat bunuriu. Vin cu rugămintea ca să le punem niște tomberoane. Gen, la Beria, gen și în altă parte, la Negru, la... peste apă la Beria. Sunt de 10-12 familii, acolo nu intră, nu intră mașina, măcar niște containeri doresc, n-au cum să... La fundul străjii. Și la fundul străjii. Și da, eu am dat celui doi. Eu am zis 2-3 locații, dar mai sunt. Da, dar am avut de ele. Dar că n-au nimic, dacă vorbim chiar... La unele de la sfinci sau... Nu te fugeze, să vedeți containeri de aia. Da, dar nu intră să le ridici. Ce fac oamenii? Așa, acolo. Așa, avea rugămintea înainte. Hai ca să ne înțelegem, dacă... Haideți să vorbim pe rând. Domnul Nicolim, ridicăm o problemă. Bine cred că au primit, sigur au primit, dar nu se duc. Nu poate intra mașina pe mașină. Unde sunt fubele de 125 de litri, acolo trebuie să-i scoată la drum. Unde nu are acces mașina. Nu, peste port la asfalt. Da, bine, peste port, dar
Tati, la Bubeică, aici la... Sau la Negru. Deci dacă are 20 de metri, 30 de metri, nu putem să lăsăm o pubelă. Pubela aia mare, unde am lăsat-o, acolo se adună tone de gunoaie și de pisică. Acolo sunt 10 familii, nu? 12 familii. Am pus un container de la mare și apoi luăm la întrebări. Păi nu, nu are acces mașina de gunoaie. Nu are acces mașina de gunoaie. Păi nu intră acolo, așa am înțeles că nu. Mi-au spus oare, dar nu mă duc eu să urmăresc mașina de gunoaie. Iar nu are acces mașina de gunoaie, o să luăm toate pubelele, chiar de unde a rămas gunoaie. O să luăm alea mare. Deci doar unii nu are acces. Ce era asta? Adică să duc gunoiul la Cămănești, îl duci sau eu știu unde îl duci. Nu, îl duci pe apă, îl duci pe... Nu, no, așa ceva... Iar, eu nu l-am văzut așa. Deci fii clar, nu. Acolo unde s-a lăsat pubele, o grămadă de... Păi e posibil să nu intre pubele. Deci te-ai spus în aduci din oraș. Aduci. Dar dacă mașina nu intre la poartă... Unde? Cum ți-am spus, la adică dacă feria. Mă dau exemplu pe mine. Dacă la mine nu duc mașina cu spate, ce fac? Nu mi-a spus containerul până în drum? Uite, vecinii mei toți sunt cu bieli de acolo. Înțelege românește, acolo e podul ăla care trebuie trecut. Și mă gândesc că mașina, luăm stalul, nu trece peste acel pot să le ridice. Du-te la Petroiaș acolo, sus la Petroiaș, de exemplu. Acolo un pus are la Petroiaș. Să duce mașina până acolo? Nu, domnule, dar are cu bielă mare acolo, lăsa ridicul din pod, aia o să treabă cu vecinii de acolo. Da, cu vin mașina. Ei, dar ce acolo, în zona de Israel? Dus. Și le-am dat și pe care nu s-a spus. Și lasă la capăt podului, vin străini și pot spune important. Oricum nu răspunde. La alea știți ce se întâmplă, nu-și asumă nimeni. Când te duci și zici, uite, domnule, sunteți 10 oameni aici și v-am văzut. Păi de-aia zic, dacă pun la 10 oameni... Și uitați ce am găsit din ele, l-am deschis, uitați ce e din el. Nu, eu l-am pus ăla, nu pus, n-au pus nimeni. Vreau să nu-l poți mișca, buldo să ridici din loc, înțelegi ce trebuie buldo. Am găsit cu noi de la cap, de la oi pus în iar, vă legat. Facem altă dată, suntem o altă administrație, nu? N-a făcut... Păi suntem, știți care e cum de... Și acum, două, trei de astea, cum zici, nu? Vă ridicăm containerul metru asta. Da, dar ar însemna să numai să punem o cameră supraveghere la fiecare tomberon de ăla mare. Merge și pe... Păi de ce merge? Nu merge pe nimic. Omul nostru nu e civilizat. Nu merge pe cred. Dar nu ne-am mai dus și n-am mai... Da, eu am ridicat această problemă. Nu numai acolo. Nu vreau să spun și la fondul străjii, și la fondul străjii, și la... Și la avem, păi, ca să înțelegeți, uite, scoatem în jur de 70, de pubele 80, cu buldo, de pe toate ulițele, Mesteacănului, locului, de viste tot, pentru că acolo nu se vină din fundul Mesteacănului cu pubela mică până la stradă. Exact. Și acolo avem 2-3, nu știu, de ce nu le-ați văzut. Alt cineva? Eu vreau să ridic o problemă în legătură cu domnul Marian. Ieri a scos pe Valea Săului și a scos foarte supărat pe domnul Pazic de vânătoare. Nu, el era supărat pe noi. Da, și avea dreptul. Cu furcările, deci. Da, uitați aici să vă știți dreptul. Pentru fondul CNG. Legea numărul 407 din 9 noiembrie 2006 a vânătorii și protecției fondului CNG. Interzice prin articol 23 litera 1 circulația în scop de agrement cu mijloace auto în afara căilor de circulație publică, da? În fondul CNG și de vânătoare. Fără acordul Da. Mai citiți-o odată, vă rog. Da. Mai citiți-o odată, s-am citit-o. Ca să înțeleagă, trageți masa în afara căilor de circulație publică. Asta în afara căilor de circulație. Așa. Având în vedere că drumul de pe Valea Săului este drum forestier, nu este drum public, trebuie să sunați pandul de vânătoare sau gestionat. Serios? Dar ce trebuie să gestionați în direcția silvică? Eu v-am citit pe fondul CNG. Dar suntem mai la vânătoare la dumneavoastră. Vă, omule, dumneavoastră, nu sunt de la vânătoare. Dar știți că aveți gradul de expectație. Pune așa, pentru fondul CNG. Reprezinți acum HDPS-ul aici? Nu, v-am spus că... Dar ce reprezinți dumneavoastră aici? Eu reprezint în Consiliul Local. Ce? În Consiliul Local. Știți primăria are, care tot Consiliul Local dirigează, îți face și trasei turistice. Vreau să ne spuneți acum ce... Domnul Păzvan, dumneavoastră de reprezentanți Consiliul Local sau primăria? Încă o dată, ca să audia ce ne ține. Sau HDPS-ul. Dacă nu începem, noi Consiliul Local... Eu am văzut în discuția care a avut-o el cu alții stimulatoare. Dacă noi Consiliul Local vreți să facem și trasei turistice, vreți? Ești dumneavoastră de reprezentat interesii lor, nu am așa. Vin calitate de vânător sau din Consiliul sau din Consiliul? În interesul asta. Legea numărul 46. Da, vin calitate de vânător. Citește din legea 46. Citește. Lasă-le. Dar nu lasă. Citește din legea 46. Eu spun din legea ce spun. Articol 54. Faceți-vă vânătoare că vreți dumneavoastră. Dar uitați-vă, citim legii oamenilor după care țara asta merge. Nu pot vedea. Dumneavoastră vreți în păduri să mai intri doar vânătorii și cei care duc tai lemn. Nu mai intri nimeni. Știu că nu vă place atitudinea mea. Nu aveți tot drept. Ascultați un pic și... Păi, dar ce ce legea aveți? Dacă ați terminat,
grave. Să spune și din codul Silviu ce spune. Din codul Silviu, că citești și eu, adică legea numărul 406 din 2008, articolul 54 aliniatul 1, prevede accesul public pedestru în pădure ca fiind permis pe răspunderea celui care intră. Da. Spuneți, dar mai departe. Da, ce vreți mai spune? Ați înțeles. Dar cu acordul cui? Dar ce? Cu acordul nimănui, pe răspunderea celui care intră. Da, domnule, încă nu suntem stăpâni absoluți. Asta trebuie să înțelegeți. Încă mai merge la bureț, încă mai merge la zmeură, fără să vă spune. Și pregătiți-vă lanțul să mă legați din copaci. Cu tot o să mă mai duc. Ce l-a duc? Eu, vă spun că eu o să mă duc în pădure. Ce să faceți? Când a venit în colegiu, ați intrat în Telebo. Ce să faceți? Vă crezi cu tine? Deci, prin toate articolele care le-am invocat, asociații din care dumneavoastră faceți parte. Da. Aceeași lege prevede, la aliniatul 1, faptul că accesul public cu bicicleta este permis pe drumurile forestiere, pe poteci, trasee marcate și amenajate, pe răspunderea celui care intră. Deci, trasee marcate. Dar cu acordul gestionarului. Nu spune și domnul nu spune solicitarea aici. Domnule, dumneavoastră, în primul rând, nu administrați pădurea. Înțelegeți că nu administrați pădurea. Cine este administrat pădurea? Cine este administrat pădurea? Nu este legea vânătorilor. Aia, respectați-o voi, când vă duceți la vânătoare, nu vă mai opriți din birt în birt și să vorbiți cu oamenii. Mergeți direct la vânătoare și organizați vânătoare. Noi ne organizăm în puteri, da? Știu, da. am și observat cum faceți când ești din Crâșmăcii, trivideau tot. Domnul Stelea Salmanu, care am semnat un parteneriat, mi-au spus așa, nicăieri în țara aceasta n-au avut nevoie de avizul asociației pescarilor și vânătorilor din România pentru trasee pedestre. Noi vorbim de înființarea unor trasee pedestre, adică omul poate merge pe jos când vrea, în orice anotimp al anului. Și nu trebuie să ceară avizul AJVPS. Dar eu citesc și spuneți. AJVPS este o asociație, nu este o instituție a statului. Domnul Costel, dumneavoastră ar trebui să înțelegeți că respectați aici interesul cetățenilor, da, care au drept să intre în pădure și dumneavoastră veniți să ne spuneți în calitate de consilier nouă, nu avem voie să intrăm în pădure, că e a voastră și voi vânați și pescuiți. Noi o gestionăm. Domnule, aveți treburi serioase de făcut. Vă dau eu numai exemplu. Dumneavoastră gestionați foaua. Dar luați adică cum ne ocupăm de apă, nu ne ocupăm de stragbătuși de apă. A strâns din voluntariat bani anul trecut, știți? Și ce? Și v-ați uitat cum e apa? Ce? Păi tu ce voi? Ce să fac? Eu administrez, voi administrați. Da. Administrați, păi nu administrați. Nu voi. Dumneata ești consilier aici, nu uita. Păi nu eu. Dar vii ca șef de filială. Vreau să vă spun că astăzi le-am mai reprezentat. Acum să înțelegem și... Ce? O să vă... O să vă reprezentați consilierul. O să facem la miel în prima dată la cei care sunt. Ca să facă și pui mâine. Ești consilier sau ești șef de filială? Am vorbit în calitate de cetățean al comunității de consilier. Bun. Cât e supărat? Am și o întrebare. Să spun ce le-am transmis celor de la AJVPS astăzi, ca urmare adresei lor. Le-am adus la cunoștință faptul că în alte județe, AJVPS colaborează cu OAT-urile și pun la dispoziția turiștilor fel și fel de
acțiuni care să atragă turiști în zonă. Nici de cum nu le pun piedică ca la noi la Său. Spre exemplu, în județul Cahandita s-au înființat niște puncte de observație unde turiștii pot merge și pot vizita și pot observa atunci când sunt hrăniți urșii. De ce acolo se poate? Și aici nu se poate. De ce acolo se poate și aici nu? Doamna administrator, stați un pic, că tot mi-ați adus aminte de asta. Eram cu domnul la Salvamont, câțiva voluntari, vinerea trecută pe un alt traseu. Numai că din... acum era alt pasnic de vânătoare. Era într-un alt fond de vânătoare, sau cum mă luiți neastră. Era la domnul Gerasim Simion. Ghiciți ce? Am coborât de la Dimitașcuga, de la Stirigoi, unde am coborât. Ne-a chemat domnul la un pic, dacă vă deranjez. Auziți, poate nu un pic să internăm din ele. Și am ajuns la Irizvor, ne-a chemat pasnicul de vânătoare, ne-a pus la masă, ne-a dat la băieți cu apă, cu arcul, berii, care cum ce-au vrut să consume, ne-a felicitat foarte bine, ne-a dat idei de traseu, ne-a spus pe unde am putea merge. Când merge pe partea asta la altă, tot din fine, nu am anunțat pe nimeni, domnule, pe nimeni. Era și Păduranu și era și șeful. Da, ne-a găsit când a coborât prin Făgăi sau cum îi zice acolo și zice, domnule, bravo, veniți, ne-a pus la masă. De asta aveți altă abordare. Pentru că știți, de ce mi se pare mie că ați transformat-o și pe asta în politică? Nu, nu, nu. Ba da. Veniți ca mare reprezentant al HVPS în Consiliul Local. De ce l-ați chemat șeful? Eu am vorbit cu domnul și a fost foarte ok și mi-a explicat foarte clar șeful pe asta. Eu n-am un problem, m-a dat de supărat. Domnul Pinu, ai fost dumitare acolo, domnule? Eu am avut martori Salvamontul și 4 voluntari. Dumneata, ai fost acolo? Doamne, mi-a supărat, te-ai supărat că te-ai oprit. Nu m-am supărat, domnule, am zis foarte bine, am înțeles și am urcat în mașină, am plecat. Au zis să nu mai intrăm în păduri fără avizul vostru. Vă transmit, din păcate, încă nu sunteți stăpâni. Deja, ca până la urmă, dar ține și ăla. Bun, dar ai fi trebuit să... Eu ca să mă duc în păduri. Da, trebuie să duc la GVPS să ce voi. Era pe băia... Asta spune domnul... Nu, legislația nu prevede acest lucru. Spune cu mașina, cu asta... Păi cu mașina, dar noi trebuie să vedeți. Eu să vă văd că răspunderea mea, că nu-i pădurea nici a... Dar că sunt nici a lodată. E pădurea... Domnul președinte, dar asta... Auziți? Dar să vedeți ciudățenii. Ei vorbesc din cinegetic și de liniște animalelor. Dar trăgeau tafurile mici, normal, cu aveau parchet. Și noi mergeam pe jos. Și mai rău cu vreo 20-30 de gata neamț care erau la Buleț, oamenii ne-au dat sfatul, ne-au dat idei, ne-au îndrumat, ne-au dat pe pus în ploaie. Și nu ne-au uitat ce vorbești. Și nu ne-au uitat ce vorbești. Păi de-am respect din ține când a auzut prostia așa mare. Opriți lucrurile silvice. Că până la urmă nu-i deranjează, doamna ta-i bombă, că nică până iasă, opriți? Păi să-i opriți, dar ce nu o să-i opriți? Păi dar pe mine nu puteți opriți! Dar sunt două persoane care mergea pe jos sau patru, făceau gălăgii și tafurile nu făceau gălăgii. Doamne, dar nu pot să vă arăt. Sunteți penibile astea, ăsta e cuvântul penibilitate, asta vă descrii. Băi, la capă nu spune ceva. Băi, da. Vă duc eu vineri seara sau sâmbătă seara, pe Iasău la deal, până unde se poate duce, nu-i prea cu mine, nu-i prea cu mă, unde vreți. Eu m-am dus cu mașina personală, cu familia, până unde nu se mai poate. Dar dacă te oprești pe anul cu de traseu și te întreabă ce mi-e. Să vă întrebe pe mine, să mă întrebe. Să-i arăte legea care interzice călare în voi. Dar să scrie clar, este interzis. Dar ce e? Ce este pădurea lui? Există zone de liniște, dar nu scrie nimeni, există accesul persoanei. Eu mă duc acolo pe răspundere, dar nu asta era discuția, nu întrebarea. Discuția era pe altceva, nu pentru asta și mă duc, m-am dus eu acolo. M-am dus așa de mare pentru mine să mă joc. Și la doilea rând, când am văzut ce dezastru pe fiecare fărău, care se poate vedea cu băiturile de unde de pe care, alba, în bare, dacă nu scrie scrie lucrurile, spuneți-mi la cameră acolo cine administrează apa. Spuneți-mi la cameră cine administrează apa. Cine administrează apa? Întreabă cine administrează fondul forestier. Asta doi ani de la administrat. Și știți ceva, vă mai spun un secret. L-am întrebat pe domnul primar înainte de ședința asta. Domnul primar, să ridic problema ce s-a întâmplat ieri pe Abasăl de la mai jos nivelișori. Și-o zic, nu, domnule, lasă-mă așa să fie liniște să vedem din treaba noastră. Văd că dumneavoastră așa mari prostii, că tot dumneavoastră o aruncați în discuții. Nu vă avantajează, domnul Paisman. Dar nu mă deranjează cu nimic. Nu sunteți nimic, sunteți un om pasionat de vânătoare, nu sunteți nici șef de filială, nici de fond cinerici. Și nu a venit domnul Barbarat Johnny să ne spun aici că nu aveam voie și legi. Dar vă consier, destul de clar, trebuie să nu, a spus că nu aveam voie în păduri. Și nu l-am contrazis cu nimic, am martor, am venit, m-am documentat, am căutat legea, am sunat la BAC, eu am sunat și o să mai auziți despre povestea asta. Că știți ce vă deranjează dumneavoastră? Stilul care faceți vânătoare și organizarea dumneavoastră. Eu cred că asta vă deranjează de fapt. Probabil că asta vă deranjează.
deranjează. Prezența noastră a oamenilor care duce la Bureț vă deranjează. Nu vă deranjează. Ba da, păi dar nu și aveți. Ce interziceți? Ce aveți cu noi? Trei legi, deranjează. A, trei legi. Nu vă deranjează, dar vă dau cu voi. Dar de ce să iei? Nu mă duce din nimic. Am luat dat. Vă rog, vă aș dori să-l rog pe domnul primar să interzică cei care lipesc hârtii pe toate gardurile. Coșar, nisip, porci, porcei. Nu va masaj erotic, nu e acolo. Urmează. Da, urmează. E foarte urât, se desprind fluturi. Uitați ce e aici, în colț, chiar în colț aici, la centru, la să... Există o disciplină. Inițiat, nu mai mult. Și eu văd dat din poziție. Eu văd dat din poziție. Eu mă aveam vedere. Trebuie mai trecut de resimți. Și eu am problema asta, la mine din gard, mai din gard de lemn. Dar fiecare zi mi-a dus un afiș nou. Puteți un afiș la intrare. Face niște spații de afișare. Da, niște panouri puse în undeva, aici, la marță, la... Și am putut să-și pun fiecare ce îți gardă. Dar asta este careva un subiect. Da, un lucru bun. Mulțumesc. Ceva față și afișul. Ți-am ce-o făcut afișurile panouri care a fost cu casa de rețele. Că la noi așa facea. Păi este gata, dacă am telefonul, la mine este rică. Adică eu am găsit gardurile mele bombardate din fiecare dată, pe când am fi și, da. Și care n-am fost de acord cu el. Deci vă susțin primul în direcția asta. Pe o parte nu e rău, că se informează omul, ce nu vede cu el. Este bine, dar asta pe rolul am făcut ca să fie frumos, ca să fie contactele de ceva. Nu uităm și noi la realitate. Dar acum tu fac acum, tu lasă ca proprietarul lasă să știu și gare. Dar să-ți dau eu acostul să vii să plătesc la grup și așa că nu vă lăsați. Dar este legea, dacă se cere acordul. Păi da, pe toate cele de cele mai multe, de trebuie să fie subigat. Dar nu te mult să fie oricum. Păi sigur că, da? Da, altcineva, dacă mai dorește, domnul Olimar, mă scuzați. Da, două probleme, scurt. Doamne primar, continuarea cu petruirea drumului de DC-146 până în zona brigadă, cum stați cu lucrarea? Știu că ați ajuns până în zona domnului Sățu. S-au făcut achiziția, s-au făcut achiziția. Cât? Estimați un... Săptămâna... Așa. Bun. Partea de... peste partea pe strada bisericii, am văzut că ați dus balast acolo, tot piatră concansată, da, nu știu foarte mult. Sper că ajungeți până la ultima familie acolo, că într-adevăr este foarte rău acolo, dacă ați văzut și șurul lungul ăsta. Acolo. Bun, bine și acolo. Iar, vă pun întrebarea, sper că acum sigur domnul consilier personal o să sară din nou, supărat, din mine, foc, nu mai sare, gata, vă mulțumesc. Vine să le răspund, dar... Da. Cum domnul primar, te rog frumos. Când continuăm cu gropile din asfalt de la DC-146, partea asta, partea, să le acopere, să le... Da, să lucrez. Exact. E până la jumătate, dar nu am mai văzut să mă continui, băieți. E așa la jumătate, pe dreptul pe asta, cred. Păi a fost astăzi, la termenie. E Jean, un pitum de la... Bine, acum aș întreba când îl asfaltăm. Când îl asfaltăm? Când ne apucăm de vorbul ăsta de apă. Ne-am căzut la data. Și cum să facem? Să facem noi. Cu două săptămâni. Bun. Poate chiar să ne apucăm două săptămâni. Doamne ajută. Dar legăm din la Polas Caune, până la Polas Caune, din conducta asta legat, la Polas Caune. Bun. Să duc eu până la deal. Bineînțeles. Și eu stați de pompa. Distribuirea de portale de primul ajuns. Asta la Matea, mi-a adus și celălalt de ajuns achiziții pentru celălalt de ce sunt din. S-a luat alea mare, nu? Nu, prima s-a luat alea mare și nu mai a realizat și scoate intrat. S-a luat alea mare, dar au pe alea mici, negri. Păi unii de la partea... Alea mari care au fost până acum, au fost doar pentru sinechizi, dar oamenii nu știu cât de sunt din acolo. Au fost la tăma. Ei, au luat alea mare. Ascultă-mă un pic. Deci, alea mari care au rămas mai au fost doar pentru selectiv. Sticlă, carton, plastic și metal. Și au fost alea. Știți că aveai găurile alea. Dar oamenii au ridicat capacele și au pus acolo câini, morți și tot felul. Ei, noi ne-am ridicat toate.
de la școală la dealul Rământ să mai pună o lună de zile până reușesc să distribuim pe astea, dar sperăm în două zile să reușesc. Deci o facem de fără. Da, să pună selectivul o dată pe lună, în marța, când vine acum, de acum, să pună în sarci. Restul cu pielile negre, care le-au avut și până acum, deci nu-i deranjează cu pielile mari. Că le-am ridicat voi. Ne-am ridicat doar că nu vor să selecteze. Nu am vrut să... O să selecteze, că nu să aibă alea mici, verde, păi, deci, să aibă verde și mai mult selectează. Deci să fim înțeleg. Noi acum încercăm să creăm condiții. Le-am mai dat un rând din pubieri. Sperăm până la sfârșitul anului să-i mai dăm un rând. Și pentru sigur. Deci după aia sperăm să dăm amenzi cât mai multe, dar chiar nu pot să... Păi altfel nu o să mai poate. Că oamenii nu înțeleg, domnule, dacă nu selectezi gunoiul, dacă nu te respecti pe ghinii, nu respecti pe vecinul. Vecinul selectează și tu nu. Ei, și omul trebuie să plătească vecinul, trebuie să plătească pentru tine, tu nu selectezi. Ei, lasă, plătești tu amenda și a doua oară trebuie să selectezi tot așa vecinul. Știți cum eram fașând vă zic, dar nu poate. Poate ani ca sigur. Poate omul trebuie motivat și vă zic. Domnule, o plătești mai puțin ca să abțelegi. Informează, ne adunăm, stăm de vorbă la școli, facem acele ședințe care existau odată la prima. Uite, dacă vei... Păi, dar omul nu înțelege. Păi, ce ai putea să pe dată? Hai să vedem la curs, dar omul... Dacă omul înțelege. Dacă omul înțelege. Păi, dacă ești liber. Dacă ești liber. Foarte bun. Păi, nu știu, nu știu cum înțelege că noi am făcut atâtea campanii de selectarea gunoiului. Și în continuare avem gunoi dus pe Osoia, avem gunoi dus pe la Bran, acolo, avem gunoi dus pe dealul Comănești. Gunoi din parte. Unde? Că dacă l-aș găsi, nu trebuie să mai dau pe Facebook, directamente, dar nu-i găsim. Aia să duc noaptea, să duc cu căruțele, l-a spus. Am fond forestier de la capul satului la deal, e bună. Domnule, dacă îți vine mașina la poartă, de ce nu-l scoți la mașină? De ce îl duci în fond forestier? De ce îl duci pe râpă? De ce te chinui așa că n-ai mașina? Dar cred că e o problemă la ce dat, altceva. Altceva, dacă mai aveți ca să... Săptămâna trecută sau săptămâna aceasta, doamnă, am fost împreună pentru broșura, da? Cum, în ce stadiu se regăsește broșura pentru promovarea tradițiilor în România? Trebuie să spunem și pe asta, da? V-ați apelat, am răspuns afirmativ, să nu spună domnul consilier personal că nu vreau să răspund afirmativ, doamne ferește. Ne-am deplasat la domnul Toma Paraschiv și chiar m-aș bucura să văd o astfel de broșură pe tradițiile comunea său ieșind din mandatul acesta, domnule primar. Cum stăm? Sperați că trebuie să ajungă domnul Dragoș. Eu l-ați văzut. Am răspuns afirmativ și voi răspunde afirmativ de fiecare dată. Fiind... Sâmbăta trecută am fost împreună cu domnul Cătălin Onita la domnul Paraschiv Toma din centrul său, în casă, în speranța de a ne povesti dumnealui câteva istorioare interesante despre comuna noastră, care să fie cuprinse în broșura pe care vrem să o facem pentru prezentarea comunei său. Această broșură este o broșură de prezentare din punct de vedere turistic al comunei noastre. Luni au venit reprezentanții la Consiliul Județean, așa cum am spus, la primărie. Am fost împreună în zona Lacul Osoi, unde au făcut niște fotografii și au filmat cu drona. Eu, în continuare, mă voi ocupa de strângerea documentelor și informațiilor relevante despre comuna noastră. E un proiect de durată. Va mai dura 2-3 luni, sau cel puțin eu îmi doresc ca mai întâi să omologăm traseile montane pedestre, ca și ele să fie cuprinse în acea broșură. Vă aduceți aminte ce ne-a solicitat în mod... Îngăminte așa de suflet a domnului Toma Paraschiv să dacă vom putea să reînființăm acel ansamblu folcloric care stă în comuna său, domnule primar. Ar fi ideal să avem cât un cămin cultural de ceai gris. Am mai fost solicitare la doamna Șaierea Doșu. Pe lângă spor, să încurajăm și pe partea de cultură. Am mai fost solicitare și la bunul de mai mult decât pe partea de spor. La urmă ne-a făcut și un calcul și bugetul anului impus nu ne permite, dar ne costa aproape 500 de milioane, numai ca să aducem un, cum îi zice, coregraf, să se ocupe de echipa și peste măsura. Pe partea de cultură nu ne permite 50.000 de lei cu bugetul. Încercăm pentru la anul să facem bugetul, lucrul nu știm, știm, dar nu știm, da, avem, avem. Ne putem pregăti pentru la
partea de cultură putem lua în calcul și implicarea cadrelor didactice din comună, pentru că eu mi-amintesc când eram eu la școală, în primul rând cadrele didactice făceau voluntariat cu copiii din școală și organizau anumite... Un centru, avem unde să ne adunăm, cum există în Botea Asociată Comunicională. Nu știu dacă doamna Lăbuța Morariu, spre exemplu, a solicitat vreodată bani de la Consiliul Local pentru activitățile culturale pe care le organizam în centru. Ce spune, eram nici în centru cultural și făceam dansuri și am învățat. Da. E vorba de dăruirea voastră. Eu zic să ne trătuim mai mult pe partea asta de cultură. Suntem în urmă rău. Hai să ne rezolvăm dreptate, dăm cuvântul și domnul. E bine și avem și învățătură în comună adevărat, dar am venit întâmplător săptămâna trecută pe Valea Săului, noapte, până la 11. Lucru care de altfel faceți, drum pe care îl faceți zilnic și seara bănuiesc că nu e nicio problemă. Este porțiunea asta de la Pola Scaunei și până la Mânia. Bezna. Văd că cei de la DJ și-au plantat niște stâlpi. Poate ne putem prinde să nu neapărat pe fiecare, sunt foarte deși stâlpilor. Dar măcar la trei stâlpi, dacă punem o lampă, tot mai este. Măcar în chestiuni gândim la fel, domnule. Asta au fost mai o chestiune legată, acum am început cu Valea Săului și termin cu porțiunea de la Luncă la Comănești. Pe stâlpură la aceleași bezne. Acolo, nu știu dacă avem electricitate, ar trebui să luăm niște lămpi solare. O să vedem în solare, ce ori am viitor, dar la noi la șipoteze. Asta a fost condiția. Nu, este la șipoteze. Ne acceptăm să monteze stâlpii aia, dacă și ei ne acceptă să ne legăm cu lămpii de stâlpii. Dar nu cred că nu acceptat, ei au început lucrarea, să vedeți ce mi-ați spus. M-am dus la amiază întâmplător să văd unde, chiar înainte de a începe ședința de comisie. Și la scaun și la bere. Aici la... au ajuns în Norgea, chiar înainte. Să înțelegem până în aproape 5 luni de zile de la investirea noastră, până cu toți am fost. Așa, nu se poate face ce nu s-a făcut în 30 de ani. N-am spus-o că trebuie să o facem așa. Deci să o gândim, că e o bestă de te îngrozești. Păi exact, v-am spus că... Știți la ce mă gândeam? Era 11 și ceva. Erau doi cetățeni care veneau pe jos. Mă gândeam că probabil că microbuzele, așa cum circulă ele, nu se mai duc la scaune, nu sunt nicio formă la deal, la ora aceea. Am făcut și la... Atunci vieții oamenii o iau pe jos, pe acolo. Deci e o chestie. Deci avem cetățeni care chiar ne încurajează, domnule, dar ce nu s-au făcut 30 de ani, ăia care vă comentează și care vă zic, au venit până acum să zică ceva la primar, la primărie, în așa 30 de ani, nu. Acum, direct, în 5 luni de zile, fă aia, nu fac. Domnule, dar sunt chestii care chiar nu ai cum să le forțezi. Clar că n-am spus-o imperativ. Mâine nu ai cum să forțezi un proiect de canalizare de 17 km să termine în 3 luni de zile. Să vedem noi care firmă de construcție atât de puternică. Da, au și ei la bun. Și nu se poate. Acum sperăm la sfârșitul lunii iulie să fie. Le-am controlat, i-am supravizat, i-am verificat. Ce să le facem? Astea sunt lucrări care nu poți să te apuci de asfaltat. Avem promisiuni. Că o să turnăm și asfalt, avem, dar timpul ne rezolvă, nu putem în 4 luni de zile, 5 luni, de la alegere, să întorc cu mâna pe dos sau să-i fac. Deci asta a fost ideea mea, dar noi deja o avem în plan, când au venit astea să propun ceva. Foarte bine. Când au venit astea de la ASCS, nu ceva, de la cetățe. Da, când au venit și au cerut avizul, prima condiție am spus, domnule, vă dăm aprobare dacă îmi permite să punem stâlpi. Păi știți că noi avem voie, că noi n-am... Nici noi n-avem voie. Nu vreți? Da, deci un plus pentru noi. Mai ales absolut. Că Morinde au venit cu trebuie de aprobare la primărie Digi, nu prea venit cu... Vin și... Aia, după ce ai instalat în toate comună... Asta nu se înțelege de cine. Nu poți, nu e efectiv fizic, nu se poate. Asta era o problemă și vreau să o ridic. Mă bucur că sunteți în consens cu mine. Da. Mai am două lucruri care vreau să le lămurim și să fiți de acord cu mine. Am mai rugat odată să respectăm procedura de desfășurare a ședințelor Consiliului Local, în sensul în care inițiatorul proiectului să-și citească proiectul. Deci nu citește președintele de comisie, de președintele de ședință proiectul. Inițiatorul
Eu, dacă mi-aduc aminte... Asta este procedura. Am preluat modelul de la... Domnul Băbeche, eu am mai spus lucrul ăsta odată. Doamna Sărbina, acum când se știe, îi amintește. Comisii nu citești, doamne. Da, sunt comisii nu citești. Nu, dar când se prezintă în ședința Consiliului... Domnul, asta e procedura. Trebuie să o respectăm. Și cu asta la revedere. Ne place, nu ne place, ce să facem. Eu am preluat colegul de la colegul... Doi, a doua problemă. Iarăși, fără niciun fel de supărare. Ne contrăm. Nu știu cât e de bine, lăsa-mă, dar nu ne contează. Vreau să vă stați la înregistrările astea, că i-ați luat nu numai Ludov Buiu, și pe Amelie și pe toată lumea. Și când dați lucruri care nu sunt adevărate, când puneți lucruri numai invers, dacă așa vreți gândească, știți bine, din 2008 suntem în Consiliu. Nu știu. Din 2008, adică eu, vreau să ați venit mai târziu. De atâtea ori, asta nu e prima dată care s-a întâmplat cu regulamentul. Nu e prima dată. Regulamente au fost care s-au aplicat după trecerea proiectului. Nu, domnule, lasă-mi de întoarce iar la morții. Asta a reproșat. I-a dezgropat morții aia, zbii acum, nu e nicio problemă. Gata, s-a terminat. De ce? Și la ce mă referi? Stai, eu mă referi la cu totul altceva, la procedura de desfășurare a unei ședințe de Consiliu Local, prin care am cerut ca inițiatorul unui proiect cu care vine pe ordinea de zi să-și citească proiectul. Iar a doua problemă era cea legată de rugămintea expresă pe care v-am făcut-o. Pentru că dacă ridic o problemă, eu aștept să-mi răspundă primarul. Cei doi care nu fac parte din Consiliul Local. Deci cum adică? Dați-mă un pic, domnul primar, lăsați-mă să-i termin vorba. Ei pot să stea la consiliul invitațiilor. Sunt invitați în consiliul local. Sunt invitați. Eu am obligație vii și apostului să fac. Chiar aveți? Domnul Puiu. Doamne, aveți obligație și domnul... Și participă la implementarea proiectelor. Cum adică? Ascultați-mă. Dacă domnul primar cineva și răspuns de un proiect, de exemplu, cum puteați să răspundă domnul primar de un proiect din care m-a ocupat eu? Domnul Gariu, dar puteți sta acolo. Dar ce vă deranjează, doamne? Vreți să sunteți împărat și eu sunt zlug? Nu sunteți consiliu. Vreți să luați scaunul, dar stau tot aici și ne-am pus scaunul de acasă, domnule. În condițiile astea nu o să ne înțelegem niciodată. Eu v-am spus, nimeni nu vă interzice să participați. Nimeni nu vă interzice să vă spuneți punctul de vedere, ridicând mâna ca și mine, consilier local, că vreau să iau cuvântul. Dumneavoastră nu ridicați mâna, dumneavoastră săriți și încolțiți. Și când sunt niște aberații, dacă nu vă dea răspunsul la momentul ăla... Așa, eu am spus aberația asta. Eu am spus aberația. Aveți prin tribunii care mi-a spus și aberații. Cetățenii din frumos, nu crede că domnul Puiu, așa de frumos a vorbit. Domnul primar, vă promit pentru a evita această situație și cetățenii să asculte acest lucru și să vadă, așa cum amenințați noastră de fiecare dată, să vadă cetățenii, cine e așa, cetățenii să înțeleagă că domnul primar îmi pune pumnul în gură și spun aberații de cele mai multe ori. Nu pune pumnul în gură. Dumneavoastră mi-a spus acum că spun aberații de cele mai multe ori. În condițiile date, dați-mi voie... Dați-mi voie din oră să vă faceți dumneavoastră o prelegere, da? Așa, după aia vă rând bine din ziua. Da, să zic că, uite, ăștia pot să furi pe urmă, să o duc acasă. Poftim. Asta o face, da. Așa să vă mereu. Rog să ne înțelegem niciodată și o să fim același veșnic cip. Știți de ce ne duc? Eu știu că puneați problema dumneavoastră. Domnul Dogariu, același cip o să rămâne la Consiliul Local. Mulțumesc. Aș vrea să fac o simplă precizare la câte ce ați dumneavoastră. Nu este obligatoriu ca noi aici în Consiliul Local, în calitate de consilier local, să fim la pe aceeași undă, la toate problemele. Dar ce am spus altceva, domnul Bobei? Ce am spus eu? A spus că ne contrazic. Eu am spus de consilierii locali, nu vorbesc de cei care sunt invitați. Nu, eu am vorbit de consilieri locali. Așa, și ce am spus eu? M-am supărat pe dumneavoastră. Eu aș fi trebuit să mă supăr pe dumneavoastră, știți de ce? Ați fost inițiator cu locuri de joacă pentru copii și ați ridicat frumușel mâna. Luăm terenul de la școală, că nu e nevoie. Sunt cadru didactic, spuneți. Pare rău, dar dacă eu v-am dat răspunsul și v-am adus argumente, de ce să vă pun pumnul în gură? Nu, domnule, așa spus, mi-ați adresat întrebări mie, nu? Deci, dumneavoastră v-ar place postura ca fiecare consilier să stea în băncuța lui el. Ba, nu, domnule, atunci, dragă mea, avea dreptul la cuvânt. La ce mă pune de dreptul și vorbiți câte jumătate de oră și... Nu, o să mai... Și nu mă la gălării vorbesc, da, așa. Mulțumesc. Da, dar v-ați lansat o chestie... La urma urmei, o chestie așa sub centură.
În calitate de profesor, am ales să votez acest proiect din următorul motiv. Și avea dictat partidul, nu? Nu, domnul, că mie nu-mi dictează nimeni nimic, fiindcă eu nu m-am implicat în politică, fiindcă așa a vrut partidul, fiindcă așa am vrut eu să răspund la inițiativa foștilor mei elevi de prin Ciobănuș și de prin alte părți care i-am avut. Să luăm terenul de la școală și să... Da, să luăm terenul de la școală, fiindcă școala... Nu, nu, domnul, păi, iar dezinformat. Nu, stați un pic. Iar că luăm terenul de la școală. Cine e domnul terenul? Terenul a fost dat în 2018, în adunarea școală. Da, doamne, te-ai spus că nu reușești să-ți luăm ministrie sau ceva. Și l-am luat la școală, terenul a venit acela. Terenul a rămas la școală, nu l-a luat nimeni. Deci terenul a fost dat în administrarea școlii. Și acum schimbăm de colo-colo. Luăm din administrarea școlii, trecem la administrarea primăriei. Și când o să-l terminăm și pe ăla de la partea, tot în administrarea primăriei. Exact, exact. Nu se gândesc dacă începem să prindeți. Greu, dar vă dați seama așa. Dați-mi voi un pic să fac o corectură vis-a-vis de treaba asta. Și vreau pe doamna secretar să ne spună în baza cărei chestii legale s-a făcut această mutație. Ce mutație, domnule, s-a dat în administrare? Domnule, că n-ați dat-o dumneavoastră la început. Ați dat-o către școală. Acum o luăm înapoi ca să o administrăm. Și vă spun de ce. Fiindcă școala, școala românească e praf la momentul de față. Bravo. Și în primăriile din zona aceasta... Lucrați în învățământ și face școala românească. Da, școala românească este un praf. Oameni ca dumneavoastră ne merităm soarta. Păi da, ne merităm soarta. De ce? Fiindcă nu mă ajută nimeni cu nimic, domnule. Eu ce proiecte am făcut la nivel de școală, le-am făcut din banii mei de cele mai multe ori. Că nu mi-a dat nimeni nimic. Aici, dacă primăria vrea să ajute școala și ce să administreze, foarte bine, să bage bani în școală. Școala nu poate singură să facă chestia asta. Și de asta am susținut acest proiect, ca primăria să susțină școala și să modernizeze tot ce se poate legat de școală, ca să aibă copiii condiții și nu numai în timpul orarului școlar, și în afara lui. Copiii trebuie să se dezvolte și în afara orarului de la școală. De-aia am susținut acest proiect. Și părerea mea personală este, părerea mea este dreptul meu să am o părere. Și ca fiecare dintre dumneavoastră eu o spun atunci când am de spus, chiar dacă o spun mai într-un fel sau altul care nu place, sau poate place unora și altora, nu? Așa, este dreptul meu să am părerea personală, cum aveți și dumneavoastră. Aici, în Consiliul Local, nu trebuie să ne pupăm fiecare, trebuie să avem păreri diferite, ca din toate părerile diferite să iasă o părere bună. Vreau să spuneți o chestie, eu spun o chestie, colegul spune altă chestie și din toate tragem linie și obținem cea mai bună soluție. De-aia nu trebuie să fim toți în consens. Trebuie să fim și un pic contra. Prin părerile noastre personale. Dacă avem un invitat, dacă domnul vrea să spună ceva. Ce să mai spun? Mai ceva zis? Păi, mi-am luat aici ceva, să pun niște întrebări. Tare mie cum eu îmi parcă și eu cum ce zic. Încercați, domnule. Hai, masă, e masă. Toată ședința asta pentru că la o nu pot să zic, ceartă între Dogariu și partea al domnului Hanganu și domnul Monica și eu. Asta toată ședința. Practic, n-am înțeles nimic. Păi, dar atunci ședințele cuvântul și n-am înțeles nimic. Păi, ce să mai zic? Nu mai zic, notați-mi, să vă întreb ceva despre vaccinul, despre vaccinare, dacă s-a făcut o campanie, ceva. Uite, mi-am luat aici. S-a întrebat domnul Monica, deci 80.000 de lei, cam unul și ce. Nu asta, ați venit cu niște broșuri. Nu, domnule, trebuia să vin faci în parc, asta costă cu tare, asta cu tare, asta cu tare, lăsa-i și toma. Asta face o face proiect. În momentul când ai fost la vot, vin cu tot. Auziți? Zic, am pus la vot, domnul, am văzut ce am pus la vot? Nu asta că ce am pus la vot? Da, să fiți să mă... Păi ce? Parte, păi da, și ce am făcut cu proiectul și cu... păi, ați făcut o estimare 80.000 de lei. De ce bază? Domnul, estimare, așa banii au fost scris în buget. Păi, vezi? Domnul, vă spun că și acum mă refer și la... M-a referut și la conținerii PSD. Oare nu se simt în jos? Micuț așa, pe sumață. Că stau așa cu vreau să fictisez. Dar problema nu are. Noi colaborăm cu domnul primar. Problema cu consilierilor care nu ia Dar sunt convins și de la nivelul care nu s-a făcut. Consilierii au niște... Dar ce ați spus? Deci ați spus problema, întrebarea strict
consilieri PSD, că nu sunt singur. Domnule, au zis la final, domnule, dacă erați imparțial, ar fi reacționat întrebarea. Aș întreba consilierii care vă au cuvânt, Marian Asmăr. Au zis, domnule, băbec, dacă erați imparțial, puneați întrebarea așa. Aș întreba consilierii care nu au luat cuvânt, nu se simt nici. De ce ați zis? Doamne, dumneavoastră ați venit aici, domnului Ighi, așa? Păi și atunci, de ce ați spus consilierii PSD? Noi colaborăm cu noi greșit mulți. De ce ați spus consilierii PSD? Dar vă dau un răspuns, dacă vreți un răspuns. Vreți un răspuns sau? Poate nu e nevoie să-l dai răspuns. Păi da, dar sunt colegi cu ei. Noi, consilierii noștri, colaborăm înainte de ședință. Noi dezbatem toate proiectele. Da, și eu, cu care s-o de mi-am votat, nu mai am. Aș cerut o dată, la domnul primar, la audiență, să-l întrebați problemele în care vedeți. Aș cerut o dată, măcar o singură dată. Am, la primar, eu... O audiență, la domnul primar. Eu dar să plătesc taxe care nu știu atâta. Da, da, puteți lămuri niște probleme în venirea asta la domnul primar. Dacă nu mai aveți nimic, eu vă declară în viața.